Claus Iohannis a decis nu acceptă pe Adina Florea la șefia Direcției Naționale Anticorupție. Președintele a respins propunerea făcută luna trecută de Tudorel Toader pe motive de nelegalitate. În conformitate cu dispozițiile articolului 54 din legea numărul 303 per 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere considerentele deciziei Curții Constituționale numărul 358 per 2018, președintele României respinge propunerile înaintate de către Ministrul Justiției, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile de legalitate necesară a fi întrunite în mod obiectiv de către procuror pentru a fi numit într-o funcție de conducere, se arată în comunicatul de presă al administrației prezidențiale. Șeful statului a respins și alte trei propuneri înaintate de Ministrul Justiției pentru funcții de conducere a mai multor secții din cadrul parchetului de pe lângă în alta Curte de Casație și Justiție, dar și cea pentru funcția de procuror șef adjunct al DICOT. După refuzul lui Klaus Adina Florea a declarat pentru Mediafax că aceasta este decizia președintelui și refuză să o comenteze. În prezent Adina Florea este procuror șef adjunct al Secției Speciale pentru anchetarea magistraților.